Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Bun găsit, dragi prieteni, suntem în direct, iată, 4-4 în momentul de față, match live de la Singapore în turneul campionilor Simona Halep, Angelique Kerber, meciul vedetă al grupei roșii, ambele jucători au câștigat în prima etapă, Halep în 2 seturi cu Madison Keys, Kerber în 3 seturi cu Dominica Tsibulkova, câte un break de fiecare parte până acum, Kerber a condus așadar cu 2-0, recuind-o din capul locului pe Simona Halep. Aceasta a reușit până la urmă la 3-2 pentru nemțoaică să revină, să câștige 2 game-uri consecutive. Acum este 4-4. Halep servește egalitate și în acest game, 15-15. La capătul acestui joc se va disputa partida dintre Madison Keys și Dominica Tsibulkova, după care vom avea clasamentul complet după 2 meciuri în această grupă roșie. Ieri rezultate pe muchie de cuțit în grupa albă. Agnieszka Radwańska a fost învinsă de Svetlana Kuznetsova în 3 seturi. Poloneza a avut meciul mână, aproape da capul al fine, a condus 4-1 în primul set pe care l-a pierdut 7-5, a condus 4-1 în setul 2 pe care l-a câștigat 6-1. Iar în setul al treilea, de asemenea, a fost un echilibru mortal până spre final, când și Radwańska a dominat setul, până spre final, când Svetlana Kuznetsova a reușit 2 break-uri și a câștigat cu 7-5 numărul 9 mondial, așadar debutează cu o victorie, dar n-aș fi atât de sigur că această victorie este decisivă, întrucât e o grupă în care, într-adevăr, Kuznetsova riscă să piardă celelalte 2 meciuri la piele. Deci 2-0 și cu Pliskova și cu Muguruza și în aceste condiții nu se va califica. În cealaltă partidă, Pliskova a bătut-o pe Muguruza, deși părea să fie exact invers la un moment dat. A fost 6-2 pentru cehoaică în primul set. Muguruza a revenit așa cum era firesc, jucătoare mai matură totuși. A câștigat la tiebreak 7-4 setul 2 și a condus cu 4-1 în decisiv. Garbine Muguruza, după care meciul s-a întors exact ca și la Radwańska Kuznetsova, a câștigat Pliskova cu 7-5, o victorie anunțată de pariori care o considerau pe cehoaică principala favorită. Ei bine, aceasta n-a fost, dar până la urmă lucrurile au ieșit așa. În runda a doua, în grupa albă, care mi se pare mai interesantă decât grupa roșie în momentul de față, Pliskova va juca cu Kuznetsova, deci cele două învingătoare din prima rundă, iar Radwańska cu Muguruza, adevăratul derby între cele care au pierdut în prima etapă. Este 5-4 pentru Angelique Kerber, care a break-uit-o pe Simona Halep, deci este 2-1 la break-uri pentru nemțoaică. Aceasta urmă să servească pentru set, dar este un echilibru atât de mare între cele 8 jucătoare, aș putea să spun, prezente la Singapore, încât niciodată nu se știe nimic aici. Fiecare game se joacă, nu contează cine servește și iată, nici măcar rezultatul nu e o chestiune de moral, pentru că nici cele care iau avantaj psihologic nu reușesc să-l păstreze. Am văzut ieri și vedem și aici cu această succesiune de re-break-uri care fac din aceste partide nu neapărat niște meciuri spectaculoase, ci mai degrabă niște meciuri neserioase. Deci așa arată tenisul feminin în momentul de față. Nu este un sport pe care să te poți baza. Este un sport la îndemâna oricui aproape. Vorbim aici de cele mai bune jucătoare în momentul de față în clasament și aceste ierarhii se pot suci. Primele 30 din lume, cred că oricine poate să bată pe oricine. La masculin, sigur, lucrurile sunt diferite. Acolo există 2-3 jucători aproape imposibil de bătut în condiții normale.
Pe când la fete nu este deloc așa. Vă vom ține la curent, sigur, cu evoluția acestei partide pe care reușim să o captăm în direct. Avem un turneu, că toți suntem la tenis, foarte interesant, la Viena, în sală, unde cât de curând vor începe meciurile. Astăzi, imediat după prânz, David Ferrer a profitat de abandonul britanic cu Edmund, tot mai vizibil acesta în circuitul profesionist. 3-2 pentru Ferrer, care se califică așadar prin retragerea adversarului său. Kevin Anderson din Africa de Sud are 6-4-4-3 fără break în setul al doilea cu Victor Troitski din Serbia. Meciuri grele în această după-amiază la Viena. Luca Pui cu Feliciano Lopez, Garcia Lopez cu Gilles Simon, Cuevas cu Souza, Tsonga cu Becker, Thiem cu Meltzer și Bautista Agut cu celălalt Meltzer. Sunt doi, G. Meltzer și J. Meltzer. Pe unul îl cheamă Jürgen Meltzer, este numărul 417 mondial, fiind austrieci, sigur, sunt la ei acasă. Și pe celălalt îl cheamă Gerald Merzel, Gerald Meltzer, numărul 74 în lume. Amândoi sunt înscriși pe tabloul principal în acest turneu de la Viena, unde au mai fost câteva rezultate. De exemplu, John Isner s-a calificat pentru optim, învingându-l pe germanul Struff, venit din calificări în 3 seturi. Ivo Karlovic l-a bătut pe americanul Johnson în 2 seturi și va juca cu bosniacul Dzungur, care a trecut de Nicolas Almagro în primul tur. Rusul Shahanov l-a bătut pe italianul Seppi în 2 seturi și va juca cu Bashilashvili, surprinzător învingător al lui Thomas Berdych acesta. Bashilashvili, venit din calificări, a trecut de Thomas Berdych în primul tur. Cehul, spun, fiind favorit numărul 2. Bashilashvili, georgian, numărul 107 în lume. Un meci echilibrat a fost. Avea o cotă de 5-50. Să-l bată pe Berdych, a reușit 7-5 în decisiv. Bashilashvili va juca așadar cu Shahanov în turul al doilea. Karen Shahanov, n-am auzit niciodată de el, numărul 63 în lume, nu stă rău, dar nu-l țin minte de la marile turnee. Cu Nicolas Bashilashvili, meci de urmărit ăsta, în orice caz câștigătorul va ajunge în sferturi în turneul de la Viena, ceea ce nu-i puțin lucru. Așa, deci pe cap de serie numărul 2 Berdych, numărul 1 este Andy Murray, care monomal n-ar trebui să aibă probleme să câștige turneul. El va juca cu slovacul Clijan în primul tur și apoi probabil cu Gilles Simon în optim, dacă acesta va trece de Garcia Lopez. Set Angelique Kerber 6-4 cu Simona Halep. Încă o dată spun, nu este un meci decisiv, întrucât Halep, se presupune, pierde cu Kerber astăzi. Dacă o bate pe Dominica Tsibulkova în ultima zi, două victorii, n-ar avea de ce să-și facă mari probleme. Întrucât Madison Keys, să spunem, dacă va fi învinsă și ea de Angelique Kerber în ultima partidă, atunci este ca la fotbal și vom avea 6-4-2-0 în sistem fotbalistic, respectiv 3-2-1-0 în sistem de tenis. Deci, deocamdată se merge pe această logică. Kerber și Halep câștigă meciurile cu adversarele lor, cum s-a întâmplat în prima rundă. Ele, sigur, sunt favorite. Și atunci meciul dintre ele este doar ca să stabilească câștigătoarea grupei, ceea ce nu contează, întrucât cealaltă grupă este foarte echilibrată și n-ai de unde să știi până în ultima clipă cine va câștiga. Toate patru sunt în cărți pentru calificare. Nimeni nu poate să prevadă ce se va întâmpla în runda a doua sau într a treia în grupa albă. Deci clar că nu este un meci decisiv, atâta doar că impunându-te aici s-ar putea deja să fii calificată. Contează sigur și setaverajul, dar cu două victorii în două meciuri ai deja șanse 75-80% să fii calificată. Este o partidă care
contează, dar care nu este decisivă. În ceea ce privește fotbalul, astăzi avem câteva evenimente, nu foarte multe totuși, asta pentru că suntem la un început de săptămână fără cupe europene, dar avem câteva cupe naționale și în Italia etapă de campionat, etapă intermediară. Astăzi un meci de la 21:45 care ar putea să-i permită Milanului, dacă va câștiga la Genova cu echipa locală, Genoa Football Club, i-ar putea permite să revină pe prima poziție, nu pe o perioadă într-adevăr interminabilă. Statisticienii italieni sunt mai în măsură să vă spună exact după cât timp, dar fie și provizoriu, Milan ar devansa Juventus cu un punct dacă ar câștiga în această seară la 12-a clasată Genoa, echipă care n-are un parcurs strălucit, dar care pierde greu. Nici o echipă n-a pierdut mai puține meciuri în campionat decât Genoa în acest sezon. Așa că va fi totuși de urmărit, este meciul serii în Serie A. Etapa italiană, care ar trebui să ne ofere mâine și joi restul de jocuri, să vedem care este și programul. Runda 10-a, sunt într-adevăr 2, 4, 6, 8 meciuri mâine. Un meci joi, Palermo-Udinese, un meci modest cu două echipe aflate în zona retrogradării. Mâine însă Inter cu Torino, Juventus cu Sampdoria, Napoli cu Empoli, Lazio cu Cagliari sau Sassuolo cu Roma. La Inter, că tot vorbim mai devreme, Inter locul 14 în Il Calcio, se pregătește să-l dea afară pe Franck de Boer, adevărat de-abia numit. Presa din Franța anunța că într-adevăr Leonardo ar fi în pole position, fostul antrenor al lui Inter și al lui Milan, fost director sportiv la PSG, ieșit un pic din circuit în ultima perioadă, ar fi interesant ca el să renască. De asemenea, Laurent Blanc ar fi în cărți. Și mai sunt câțiva tehnicieni liberi de contract, toți italieni, între care Francesco Guidolin apar pe această listă de posibili antrenori al lui Inter. Vine să cred mai degrabă după acest meci cu Torino, în cazul unui eșec e limpede că se va întâmpla ceva. Ce o etapă de urmărit pe parcursul acestor 3 zile, nu se joacă nicăieri în campionat decât în Italia în această perioadă. În rest, în Spania nu avem nimic. Barcelona și Espanyol joacă astăzi un meci amical. Nu există în Spania prevăzut nici măcar o simplă etapă de cupă în această perioadă. Avem în Germania etapă de cupă, în Franța etapă de cupa ligii și în Anglia etapă de cupa ligii. Ca să o luăm cu începutul, la englezi, astăzi un mare derby, Liverpool-Tottenham în cupa ligii. Alături de alte câteva jocuri, să vedem unde ne situăm în această fază. O competiție care a început din 60 în pătrimi. Suntem în optimile de finală. West Ham-Chelsea, Manchester United-Manchester City, meciul este prevăzut mâine, Arsenal-Reading, Liverpool-Tottenham, grei au nimerit între ei, am mai povestit atunci, am oferit tragerea la sorți imediat după ce s-a desfășurat, Bristol City, Hull City, Leeds-Norwich, Newcastle-Preston-North End și Southampton-Sunderland. Ce echipele grele au nimerit între ele, sunt trei mari derbiuri. În orice caz, doar unul dintre ele este programat astăzi, Liverpool-Tottenham, două echipe care se bat la titlu în Premier League, în mare formă, am putea să spunem, chiar dacă au mai dat niște kicks-uri. Tottenham a decepționat în ultimele două meciuri, a făcut două rezultate de egalitate cu echipe mici. Rămâne totuși un nume greu al fotbalului englez. Avem un derby londonez, West Ham cu Chelsea, întotdeauna binevenit. West Ham care își poate linge un pic rănile în această cupa ligii și sigur derbiul Manchester cu cei doi antrenori emblematici, Mourinho și Guardiola,
meciuri prevăzute mâine, așadar. Astăzi mai avem un Arsenal Reading. Arsenal neobișnuit să joace meciuri cu echipe modeste, dar nu întotdeauna iese. Au parte de stilul ăsta de calendar. În ultima etapă 0-0 acasă cu nou promovata Middlesbrough. Bristol cu Hull City, Hull sigur favorită. Leeds cu Norwich. Norwich, o echipă mai solidă. Și Newcastle în mare formă în Championship. Preston, victoria trupelor lui Rafa Benitez ar fi firească aici. Toate meciurile sunt la 21:45 în Cupa Ligii. Se desfășoară un singur meci în cazul unui rezultat de egalitate, acesta se va rejuca. Bun, avem partide și în Germania mai puțin atrăgătoare, dar o să vedeți, avem un Gladbach-Stuttgart care sigur ne interesează. O să intre în pistă și Bayern München și Borussia Dortmund mâine. De asemenea, meciuri în Cupa Ligii franceze, dar fără echipele europene, adică printre altele Paris Saint-Germain, Monaco, Nice și Lyon nu joacă în această fază. Însă în Franța este interesant pentru că s-a tras deja la sorți și următoarea etapă, adică optimile de finală, și putem să întrevedem acolo care ar fi viitoarele derbiuri, spuneam de ieri, Paris Saint-Germain cu Lille se vor întâlni în optimile de finală. A fost finala de anul trecut din Cupa Ligii. Și de asemenea meciuri la noi în Cupa României, competiție pe care o vom urmări chiar în direct în această emisiune. Înainte de pauza publicitară să vă spun că Metalosport, Galați și Luceafăr Oradea sunt la egalitate 0-0 la pauză, meci început la 14:30. Partide jucate într-o singură manșă, evident. Suntem în faza 16-milor de finală. Tot de la 14:30, CSM Râmnicu Vâlcea, CFR Cluj, a început repriza a doua de câteva momente. Este 1-0 pentru clujeni. Se joacă în Râmnicu Vâlcea. Gol marcat de fostul marseiez Bilel Omrani în minutul 11 pentru CFR. Astăzi se mai joacă Timișoara cu Pandurii și Sepsi cu CSU Craiova. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors în direct, până la urmă am descoperit că sunt și în Cupa Spaniei meciuri, dar nu astăzi. Mâine seara avem un singur joc, Leonesa Real Madrid, de la ora 22 în 16-mile Cupei Spaniei. Așadar, unde meciurile se întind probabil pe mai multe zile. În orice caz, miercuri doar Leonesa Real Madrid, tot în 16-mi Toledo Villarreal, Sevilla joacă la Formentera, Barcelona în deplasare cu Hercules Alicante, Atletico Madrid la Guijuelo, Athletic Bilbao la Santander, Celta de Vigo la Murcia. Așa. Malaga la Córdoba. Avem un Valladolid Real Sociedad, Gimnastic cu Alaves, Huesca Las Palmas, Alcorcón Español, Gijón Eibar, Granada Osasuna, Leganés Valencia și Betis Deportivo. Astea sunt. Dar partidele încă o dată nu se joacă astăzi și doar una dintre ele este în programul zilei de mâine, deplasarea lui Real Madrid de la ora 22. Spuneam de Cupa Germaniei ceva mai devreme, că aici lucrurile sunt un pic mai clare. Astăzi și mâine sunt meciuri la Săsălăi, meciuri la greu, chiar dacă de slabă calitate. Partidele sunt pe canalele Telecom, câteva dintre ele, sigur. Meciurile de mâine, Bayern și Borussia Dortmund, sunt televizate. Astăzi avem Freiburg cu Sandhausen, Lotte cu Bayer Leverkusen, Dinamo Dresda cu Bielefeld, Würzburger Kickers cu München 1860, Borussia Mönchengladbach cu Stuttgart. Asta este un meci interesant, chiar dacă Stuttgart e în Liga 2 în acest sezon. A intrat Frankfurt cu Ingolstadt, ăsta e un meci de echipe de primă ligă.
Hallescher, Hamburg și St. Pauli, Hertha Berlin. Astea sunt jocurile de astăzi. În Franța avem Laval, Montpellier și Nantes, Angers. În această seară, în Cupa Ligii, începutul 16-milor de finală, urmând ca mâine să fie celelalte jocuri, dar 16-mi numai cu numele, întrucât sunt doar 10 meciuri în program, califică 10 echipe și lor li se adaugă cele 6 formații europene care intră direct în optimile de finală. Deci 16 echipe vor forma optimile de finală, al căror program se cunoaște deja. Monaco, de exemplu, care spuneam în calitate de ocupant al locului 3 sezonul trecut și până la urmă participant în Champions League, intră în optim și va juca cu învingătoarea meciului dintre Rennes și Lorient. Nu va fi un meci modest dacă va fi Monaco-Rennes. Paris Saint-Germain, spuneam, va juca cu Lille. Asta este direct un meci stabilit în optimile de finală. Paris Football Club, echipă de Liga 3-a, va juca cu Metz. Asta este în 16-mi. Toulouse-Auxerre în această seară de asemenea. Toulouse, dacă se califică, cu Auxerre, care nici măcar nu mai are pe Viorel Moldovan. Viorel Moldovan este cel care a asigurat calificarea lui Auxerre în această fază. Auxerre a trecut deja de 2 tururi, câștigând cu Bourg-Péronas și cu Strasbourg în tururile precedente, 2 echipe de Liga 2-a ca și ea. Astăzi au o deplasare imposibilă la Toulouse, învingătoarea acestui meci va juca cu Paris FC sau cu Metz în optimi. Lyon va întâlni în optim câștigătoarea meciului dintre Bastia și Guingamp. În această seară Saint-Étienne va juca în optim cu Nancy sau Caen. Nice va juca probabil cu Girondin Bordeaux dacă echipa lui Jocelyn Gourvennec câștigă la Châteauroux în această seară. Apoi câștigătoarea meciului dintre Nantes și Angers, care se joacă în această seară, va juca în optim cu Laval sau Montpellier. Meciul urmând să se joace și acesta tot marți seara, adică astăzi. Laval a trecut de Troyes și de Orléans în tururile precedente și are posibilitatea să se califice în optim dacă va bate leșul celor de la Montpellier, o echipă degringoladă în prima ligă. Să vedem dacă aceasta se poate aduna pentru Cupa Ligii, o competiție care îți aduce undeva la 100-200 de mii de euro pe tur câștigat. Deci sunt niște bani pentru echipe. Așa, mai departe, deci am spus de PSG cu Lille, ambele echipe sunt direct calificate în optimi. OM, dacă se califică la Clermont mâine seară, va juca tot în deplasare în optim la Dijon sau la Sochaux. Dijon debutează în această fază fiind echipă de Ligue 1, iar Sochaux a trecut deja de 2 tururi, eliminând pe Gazelec, Ajaccio și pe Brest. Sochaux OM a fost anul trecut în semifinalele cupei. Marseille a câștigat cu 1-0 la Sochaux golul lui Tovin. S-a calificat atunci în finală contra lui PSG. Așadar, traseu deschis pentru OM, care a declarat că vrea să câștige Cupa Ligii. Astăzi, în conferința de presă de înaintea meciului, atât președintele Ero, care a prezentat nou sponsor pentru acest sezon în Cupa Ligii, sponsorul principal al Cupei Ligii, cât și Rudy Garcia au vorbit despre posibilitatea de a câștiga o cupă națională sau, dacă nu, de a se califica măcar în Europa League la sfârșitul sezonului, nefiind considerată rațională o calificare pentru Champions League, adică să termine OM în primele 3 poziții. Nu este deocamdată luată în calcul această variantă, deși ar putea să fie în funcție de concentrarea jucătorilor. Dacă vor juca așa cum au jucat la Paris, e clar că n-ar trebui să mai piardă niciun meci. Și dacă în iarnă se aduc 3-4 jucători buni, se poate trage și la locul 3. Dar evident nu este un obiectiv, n-ai cum să impui unui antrenor care preia echipa pe locul 12 în situația în care era să o ducă în primele 3 poziții. Clar că el n-are acest obiectiv în acest sezon, însă va avea obiectivul obligatoriu minimum locul 3 sezonul viitor.
dacă nu cumva asigură și mai mult. Așadar, Clermont OM, după care urmează Dijon sau Sochaux cu OM. Clermont este a 14-a echipă în Liga a doua. A reușit să se califice cu Amiens și cu Créteil în tururile precedente. Amiens este vice-liderul Ligii a doua, după ce ieri a făcut 0-0 acasă cu Red Star. Și este pe poziția a doua, în calitate de nou promovat în Liga a doua. Un start la care nimeni nu se aștepta. În Cupa Ligii au ieșit repede în primul tur. Clermont este singura echipă profesionistă antrenată de o femeie, Corinne Diacre. Aceasta am auzit-o astăzi în conferința de presă, vorbind despre o calificare posibilă pentru Clermont. Vorbim mai mult de miracole și de horoscop decât de fotbal. Sigur că Clermont are șanse să se califice dacă OM nu ia în serios meciul, evident. Dar totuși noi sperăm ca acest lucru să nu se întâmple, pentru că clar că Garcia, văzând și tabloul favorabil lui OM ca și anul trecut în Cupa Franței, două tururi așadar cu echipe la îndemână, o mai vedea din sferturi, unde dacă avem un pic de șansă nimerim pe teren propriu, să zicem, și joci acasă cu un Saint-Étienne sau cu un Bordeaux, da, sau chiar cu un Nice în sferturi, și de ce nu? E un meci mare, un meci, într-adevăr, conducător, să spunem, de măduva competiției, adică dacă treci, probabil că ajungi în finală, adică sigur că va exista și un astfel de meci, probabil ăla va fi partida din sferturi, probabil pe teren propriu, cu un adversar sigur de top, da? PSG sau Monaco, să sperăm că nu. Dar un alt adversar de nivelul ăsta vom vedea la momentul respectiv. Dacă îl câștigi, ești în semifinale. Deci așa trebuie să te proiectezi. N-ai de ce să te temi de asta. Nu e un obiectiv financiar, evident. De aici înainte nu mai vorbim de obiective financiare la OM. Atâta timp cât sursele sunt quasi nelimitate. Adică omul ăsta are de unde să bage bani. El evident că mai are și alte afaceri în afară de averea asta de peste $1 miliard pe care o deține. Deci nu e o problemă pentru el, McCurt. Probabil că și-a asigurat deja bătrânețile, a pus deoparte pentru familie, mă rog, ce mai are în această familie. Așa că el nu mai are nevoie de bani. McCurt are peste 60 de ani. Nu este un cetățean care să mai gândească neapărat că mai trăiește încă 100 de ani, cum ne gândim poate unii dintre noi. No. Are 25-30 de ani maximum, deci pentru ăștia are bănuți puși deoparte, îl poate să investească fără număr. De plăcere, sigur, dacă tot a preluat o asemenea întreprindere, cum îi spune el, de ce nu? Deci este o competiție pe care OM o poate păstori, această Cupa Ligii. Ne întoarcem un pic la tenis, să vedem cum stau lucrurile. A priori nu foarte bine pentru Simona Halep, bătută, spuneam, 6-4 în primul set, condusă cu 5-2 în setul al doilea. Mai mult decât atât, nemțoaica servește pentru meci, are minge de meci, suntem ca în bancurile alea proaste. Numai că la tenisul feminin nu există nimic clar. Să sperăm că Simona va reveni și o va pune cu botul pe labe pe Kerber asta. Deocamdată i-a anulat o minge de meci, într-adevăr cu o excepțională lovitură. E bine că poți juca așa când practic presiunea ar trebui să fie mare pe tine. Dacă greșea mingea asta, Halep, partida s-ar fi încheiat. Dragi prieteni, e bine așa, mai durează. Halep, dacă face break-ul acum, relansează meciul. O chestiune și de moral, evident. Iată, juca bine Halep și acest punct și are avantaj pe serviciul nemțoaicăi. 6-4, 5-2 pentru numărul 1 mondial, dar nu o jucătoare de nivelul Serenei Williams și nici măcar nu e o nemțoaică dintre aia cum era Steffi Graf, bineînțeles, adică unde nu mai aveai ce să miști. Odată ce ea prelua conducerea meciului,
Jocul era încheiat. Kerber este nemțoaică numai cu numele. Adică nu poți să spui că mama are forța aia mentală, psihică, te distruge numai când se uită la tine. Nu-i cazul. O jucătoare oarecare, după părerea mea, nu-i mai bună decât a fost Caroline Wozniacki când era numărul 1 mondial și nu-i mai bună decât Wozniacki nici acum. Nu este o jucătoare ieșită din comun, n-are nimic spectaculos, dar sigur această rigurozitate are și un punct splendid făcut de Halep, care are din nou avantaj, minge de break. N-are ceva ieșit din comun în niciun capitol. Bun, serviciu iese din discuție, nici măcar Serena Williams nu servește nemaipomenit. Nu există jucătoare în circuitul feminin care să conteze pe serviciu. Și restul e o chestiune de rigurozitate personală. Asta e de fapt. Am văzut-o pe cealaltă nemțoaică bine plasată în topul mondial, pe Sabine Lisicki, pierzând un meci după ce a condus cu 1-0 la seturi și 5-1 în setul 2. A fost întoarsă, nemțoaică fiind. Nu mai țin minte la ce turneu, dar știu că îl comentam la vremea respectivă, deci nu ține chestia asta. E o problemă de rigurozitate personală, de autogestiune a propriului corp. În tenis, până la urmă, contează mai mult asta decât intelectul. Deci nu e neapărat o chestiune, să spunem, de ordin psihologic. E o chestiune de gestiune a corpului, să nu te ambalezi prea tare, să-ți cunoști exact resursele, și la tenis, deci să vede mai puțin cu ochiul liber. Problema fizică este importantă. Noi nu ne dăm seama atât de clar care jucătoare se prăbușește sau urmează să prăbușească fizic, dar ele simt asta. Trebuie să știi să gestionezi un meci. Tu că el te duce în diferite situații. Teribilă lovitură mi s-a părut a Simonei Halep, contestată de Angelique Kerber. Iarăși o lovitură de măciucă. A fost bună. Nu, mă, n-a fost bună, să știți. N-a fost bună, deși o văzusem și la reluare bună. Asta e, s-a terminat meciul. Kerber câștigă în această confuzie generală pe undeva o partidă care nu este decisivă. 6-4-6-2 pentru Săsoaică. Așteptăm meciul dintre Keys și Tsiburkova. Acum nu pot să-l piardă amândouă acest meci. Una dintre ele o va ajunge pe Halep. Numai că dacă va fi Madison Keys aceasta, Halep are victorie directă cu ea și atunci va rămâne pe poziția a doua înainte de a juca și în principiu de a încerca să o bată pe Dominica Tsiburkova, frumoasa Dominica Tsiburkova, în două seturi. Atunci se va califica Simona Halep mai mult ca sigur. Nu văd totuși pe Angelique Kerber dându-se la o parte în fața lui Madison Keys, dar mai este până acolo. Ar putea să nici nu mai fie nevoie de asta. Să zicem că bate Tsiburkova, ceea ce ne-ar conveni nouă, care suntem mai degrabă de partea ei, și atunci Halep Tsiburkova ar fi decisiv, pentru că amândouă ar avea o victorie, amândouă ar fi bătut-o pe Madison Keys, care n-ar mai conta clar în clasament, pentru că învingătoarea meciului Halep Tsiburkova din etapa 3-a ar avea două succese, deci nu ne-ar mai interesa, n-ar mai putea să fie blat între Kerber și Keys în niciun fel. Și atunci cine câștigă dintre Halep și Tsiburkova în ultima rundă se califică, nu mai contează nici scorul. Halep are nevoie de un 2-0 acolo doar dacă astăzi câștigă Keys și apoi o bate și pe Kerber, să zicem. Atunci s-ar putea încurca un pic lucrurile. Deși, și atunci încă o dată spun, Halep are victorie la Madison Keys. Deci, dacă ăsta este criteriu, atunci la egalitate de puncte cu ea ar depăși eu. De asta spun că nu prea sunt motive de îngrijorare pentru clanul Simonei Halep, care este perfect în cărți încă pentru calificarea în semifinale, acolo unde poate să dea încă o dată, spun, peste oricine. Abia mâine vom ști mai clar, un pic mai clar în ceea ce privește rezultatele grupei A. Oricum, Angelique Kerber, numărul 1 mondial, prima jucătoare care are două victorii la acest turneu, aproape calificată, mai are de jucat un singur meci cu Madison Keys în runda 3-a,
are deja două victorii. Setaverajul ei este de 4-1. A pierdut un set cu Cibulcova. Stă bine. În orice caz, e ca și calificată pentru faza următoare. Luăm o pauză și revenim. Citeam despre posibila venire a lui Neymar la PSG, sigur că s-a terminat acum, posibilă în vara trecută, când el ar fi fost dorit, dar nu de toată lumea, și uite așa, nepunându-se de acord asupra lui, situație similară ca și în cazul lui Griezmann, și el dorit în anumite sfere la PSG. Dacă la Neymar cred că era o chestiune de bani, evident, Paris Saint-Germain ar fi trebuit să cheltuiesc sume uriașe, la Griezmann nu era numai de bani, pentru că aici se pare că nici măcar președintele Nasser El Khelaifi nu era 100% convins. Și nimeni nu poate să spună dacă, într-adevăr, Griezmann, care nu e un extraterestru, ar fi putut să reușească la club. Posibil să nu fi avut succes. Parisul putea să-l aducă pe Neymar, care ar fi fost ofertat, s-ar fi luat legătura cu el. O istorie secretă, scrie L'Echipe astăzi, despre negocierile care s-au purtat la un moment dat cu el, până la urmă au eșuat. Căutam pe undeva să găsim și lista definitivă, am văzut-o aseară, pentru Balonul de Aur, publicată Balonul de Aur 2016, publicată de cotidianul L'Echipe, cei 30 de nominalizați, o listă care s-a tot întins ieri pe parcursul întregi zile, intenționat făcută așa. Ia să vedem lista celor 30 de nominalizați, pentru că sunt câteva nume noi, totuși în peisajul fotbalistic. Nu vă ascund că e mult mai important să fii în această listă de 30 decât să câștigi trofeul. Evident, pentru că acolo n-au acces decât 2-3 indivizi și știm care sunt ei, pe când a fi în acești 30 înseamnă că într-adevăr ești recunoscut ca un fotbalist de superclasă, pentru că aici nu intră ciurucuri. Cei 30 sunt în ordine alfabetică: Sergio Aguero la Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund, Gareth Bale, Real Madrid, Gianluigi Buffon, Juventus, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, care apare subliniat, probabil că deja a câștigat, Kevin De Bruyne, Manchester City, Paulo Dybala, Juventus, Diego Godin, Atletico, Antoine Griezmann, Atletico. Acesta a luat ieri titlul de cel mai bun jucător din Liga Spaniolă în sezonul trecut, Gonzalo Higuain, Juventus, Zlatan Ibrahimović, Manchester United, Andres Iniesta, Barcelona, Koke, Atletico, Toni Kroos, Real Madrid, Robert Lewandowski, Bayern München, Hugo Lloris, Tottenham, Riyad Mahrez, Leicester, Lionel Messi, Barcelona, Luka Modric, Real Madrid, Thomas Müller, Bayern München, Manuel Neuer, Bayern München, Neymar, Barcelona, Dimitri Payet, West Ham, Pepe, Real Madrid, Paul Pogba, Manchester United, Rui Patricio, Sporting, portarul naționalei Portugaliei, Sergio Ramos, Real Madrid, Luis Suarez, Barcelona, Jimmy Vardy, Leicester și Arturo Vidal, Bayern München, jucător dăncile. Deci ăștia sunt, într-adevăr, câteva nume interesante. Mahrez și Vardy de la Leicester, nu apare N'Golo Kanté, ar fi fost totuși cam mult în primii 30 de jucători ai lumii, despre asta vorbim. Dimitri Payet, iată o prezență la care nimeni nu s-ar fi așteptat niciodată, ca un jucător atât de nonșalant precum Payet să intre în această listă absolut exclusivă de 30 de oameni. Portughezii, sigur, cei care mai sunt, începând cu lui Patricio, care joacă la o echipă ce n-avea ce să caute aici, pentru ceea ce au făcut la echipa națională, sigur. Cristiano Ronaldo mai mult pentru ce a făcut la Real Madrid, numai că și rezultatul echipei naționale îl avantajează.
mulți jucători de la Atletico pentru prestațiile de la club, mai mult decât cele de la Națională, în mod evident, mai ales că nu sunt doar jucători spanioli, avem și pe Diego Godin, uruguaian, de exemplu, care e aici. Din această listă se vor desemna câștigătorul și vom afla după aia și clasamentul următoarelor 5 poziții, cel puțin. Că așa se obișnuiește la Balonul de Aur în varianta lui 100% francofonă. Pe timpurile în care FIFA gestiona acest show, atunci se făcea din această listă o selecție și apăreau 3. În cazul nostru ar fi apărut Cristiano Ronaldo, Messi și Griezmann. Ăștia 3, din care s-ar fi decenat câștigătorul Cristiano Ronaldo. Ronaldo nu se mai joacă dacă nu-i dai lui balonul. Ia mingea și pleacă acasă. El nu acceptă că atunci când Portugalia a luat singurul titlu din istorie, el să nu ia balonul de aur. Deci va fi greu de conceput o altă ieșire. De asta spun că nu e deloc interesant cine câștigă. Messi n-are șanse. După Ronaldo, al doilea favorit este Antoine Griezmann. E clar. Messi de-abia în poziția 3 vine și oricum a luat suficiente trofee. Messi ca să mai gândească, nu e anul lui ăsta. Acum merge în momentul de față, cred că nu va mai fi nici viitorul al lui, dar e suficient cât a câștigat. Din aceste nume, jurnaliștii europeni vor putea vota un clasament al primilor 5. În orice caz, primii 5 pe sistemul de puncte clasic de pe vremuri, 5-4-3-2-1, va face socoteala și la sfârșit cel care va aduna mai multe puncte, ăla va câștiga. Deci este destul de simplu, mai puțin show și paiete decât până acum. Mă uitam aici, eram atent la câteva știri, asta cu Simona Halep, iarăși, s-a mai întâmplat odată. A crezut că a câștigat game-ul, dar a fost întoarsă în teren. Cine știe la ce se gândește? Probabil că numără banii. Îi numără în gând, face socoteli, nu era cu mintea pe teren. Victor Becali rămâne după gratii, instanța a respins cererea de eliberare condiționată, săracul Victor, e pentru prima oară când încearcă și el să iasă, frasul a părăsit. A ieșit din pușcărie, l-a lăsat singur la Medgidia. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată la tribunalul Constanța, dar nu este eliberat momentan. El a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de pușcărie, n-are însă 60 de ani. Judecătoria a luat în discuție astăzi cererea de eliberare și a respins-o, stabilind că Becali mai poate depune o asemenea solicitare abia după data de 12 noiembrie. A, nu e foarte mult până atunci. În orice caz se poate face apel, iese de Crăciun. Hotărârea nefiind definitivă, sigur că va fi atacată. Are șanse mici să iasă până de Crăciun, dar undeva la sfârșitul lunii decembrie e acasă. El este încarcerat la Poarta Albă, unde îi spășește pedeapsă de 4 ani și 8 luni în dosarul transfer, din care cât a făcut? 2 ani jumate. A intrat în martie 2014, atunci a fost lotul transferului, 4 martie 2014. Suntem în octombrie 2016, deci rotund sunt 2 ani jumate de când e în pușcărie. N-a mai rămas nimeni în acest dosar, în afară de el și de Cristi Borcea, pentru care este mai complicat, într-adevăr, la Cristi Borcea, dar Victor Becali clar că n-ai de ce să-l mai ții dacă ălorălalți le-ai dat drumul. Victor Becali mai este judecat într-un dosar, dar unde e mic copil în comparație cu Ioan Becali și Cristi Borcea și în orice caz nu pentru asta rămâne el în continuare, pentru că i-ar fi dat mită 195.000 de euro judecătoarei Gianina Terceanu, restul de până la 200.000 i-au dat în natură.
ca să dispună achitarea oamenilor din fotbal acuzați în dosarul transferurilor. Deci de asta a luat 195.000. Gianina Terceanu, că la 5.000 s-au înțeles până în natură, în sensul că au ieșit la un grătar. Evident. S-au dus la un grătărel și acolo au petrecut și băutura și mâncărica au dat-o frații Becali și cu Borci, adică inclusiv transportul. Da, a fost totul de la ei. Așa, ni se reamintește sigur în știre și e bine acest lucru. De fiecare dată cei care au făcut parte din faimosul dosar al transferurilor în martie 2014, Ioan Becali și Cristi Borcea, 6 ani și 4 luni, toate astea Giovanni a ieșit pentru că avea peste 60 de ani și a scris ca berilă în pușcărie, deși el n-a pus niciodată mâna pe pix sau pe creion, evident. Asta mi se pare fraudulos. Și totuși sub ochii instanței, cum ar veni. Am mai spus chestiunea asta de fiecare dată, nu numai că n-au scris, dar nici măcar n-au pus mâna pe ceva, să încerce și ei acolo să buchisească. E mult mai greu să scrii o carte decât să dai cu lopata. Și încoată mi se pare totalmente nepotrivit, adică ai ajuns la pușcărie, te-a pus de muncă. Păi da, ești condamnat măcar să te odihnești acolo. Când ești Giovanni Becali, nu te sâcâie nimeni în pârnaie. Poți să dormi toată ziua dacă vrei. Da? Cum era și în armată, dar ce în armată s-a apucat cineva de scris? Nu, odihna era baza. Dacă puteai, bineînțeles, orice clip o aveai, dormeai. Dormeai și în picioare. Nu, ni s-a întâmplat la marșurile alea nocturne. Mergeam de la 12 noaptea până la 4 dimineața. Sau până la 5 era marșul. Dormeai în picioare pur și simplu, îți cădea capul în cadența aia pe ăla din fața ta. Câteva secunde, după care sigur îți revenea, iar mai dormeai, nu mai știai la un moment dat dacă dormi sau nu în timp ce mergeai. Atât erai de obosit. Deci asta trebuie să faci în pușcărie, să joci zaruri până nu le mai vezi și după aia să te culci, să dormi ca un porc în fiecare noapte. Da, te mai trezesc că îi bați pe gardieni. Mai important este să-ți odihnești oscioarele, nu să te apuci de scris, Dumnezeule. E mult mai complicat. Doar nescriitorii au impresia că scrisul e așa, floare la ureche, cum crede Gigi. Ăștia n-au pus niciodată mâna pe pix, ceea ce ar trebui să constate la un moment dat și instanța. Nu se poate așa ceva. Ce iau bani, plătesc pe cineva să le scrie niște lucrări. După aia plătesc pe cineva să le publice lucrările. După aia plătesc pe cineva să le considere lucrări științifice sau lucrări de importanță pe alea. Să nu le considere maculatură, că atunci degeaba au plătit în două rânduri. Deci plătesc de trei ori, fură de trei ori, stând în pușcărie. Cum să le dai, mă, drumul pe considerentele astea? Sigur că n-ai argumente că ea o să vină în pușcărie gardienii și conducerea penitenciarului și o să zică, doamne, sunt exemplari. Mi lăsăm acolo la, le dăm o masă, un scaun și o peniță și auzim scrijelin toată noaptea. Stau și scrijelesc acolo. Noi nu am intrat peste ei să vedem că ne apucă, numai când citim ne apucă imediat căscatul. Nu, nu putem să ne uităm pe o foaie. În meseria noastră. În meseria noastră să ne uităm pe vizor. Noi suntem gardieni. Nu e normal. Deci este o hoție, toți s-au prevalat de ea, mai puțin Victor Becali, n-am auzit să se fie apucat de scris. Chiar n-am auzit. Chestiunea asta, deci nu costă absolut nimic. Să chem pe unul odată să-i spui, bă, aranjează-și tu să-mi iasă o carte. Păi despre ce? Nu știu, mă, firea să fii, păi eu de asta te plătesc ca să îți spun ce titlu să-i dai sau ce domeniu să alegi. Asta e problema ta. Nemernicule, du-te de aici să nu te mai văd până nu iese cartea. Câți bani vrei? Uite, îți dau atâta, la ei banul nu conta. El scoteau din chirii, oricum nu plăteau prejudiciu, nu plăteau nimic. Să fâlfâia de toate astea. Deși erau niște borfași de drept comun, adică n-aveau nicio, nu fuseseră șef de stat sau ceva să spui că nu le era frică statului de ei. Sau instanței. Da, ar fi trebuit să le fie frică, da, le era. Fie nu făceau nimic, stăteau în pușcărie și cartea se scria singură undeva în libertate. Nu puneau mâna niciodată pe așa ceva. Dar nici măcar o pagină n-au citit. Dumnezeule, în afară de vreun ziar ceva. N-au citit o pagină de carte, dar aminte s-o fi scris. Toți ăștia care au ieșit.
Deci, Ioan Becali și Cristi Borcea, 6 ani și 4 luni, Victor Becali, 4 ani și 8 luni, George Copos, 3 ani și 8 luni, a ieșit grație scrisului, Meme Stoica, ăsta s-a umilit în pușcărie, încât a dat-o pe statistică, 3 ani și 6 luni, să ieși din pușcărie mai repede că faci statistica cupelor europene, se pare uluitor. Gheorghe Popescu, 3 ani, 1 lună și 10 zile, Pădureanu și Nețoiu, 3 ani și 4 luni, în fine, dintre cei 8 oameni mai sunt încarcerați Victor Becali și Cristi Borcea, ceilalți fiind eliberați condiționat. Bun, deci Victor mai stă câteva zile, dar nu-i nicio problemă, mănâncă, bea, joacă zaruri, se uită la televizor, exact cum spuneam, este fix ca și în libertate, mai puțin deplasările în străinătate, că restul, cârciumioara o au și acolo. Deci asta, mai ales la Poarta Albă, acolo ești ca acasă. N-au nicio restricție, n-au nicio... Bun, deci știrea principală pe site-ul DigiSport, ca să vedeți cât de deștept sunt ăștia, este nu faptul că Simona a pierdut meciul cu Kerber, ci că a uitat scorul. A crezut că a câștigat game-ul, dar a fost întoarsă în teren. Asta e știrea mare. Mică, în dreapta ei, este că a pierdut în două seturi cu Angelique Kerber. Deci mai întâi este totuși cioaca. Da? Asta trebuia să fie în textul care povestea despre înfrângere. Nu se face o știre așa. Da? Și încă o dată, chestiunea asta cu că asta ar atrage. Știu, când ești om mic în general și nepriceput, poate să-ți treacă prin cap așa ceva. Dar nu contează asta. Ar atrage multe lucruri în online, ca și pe televizor de altfel. Dar tu trebuie să faci ceea ce trebuie să faci când ești jurnalist. Nu să creezi un conflict sau o stare dintre asta de șoc sau de euforie sau în fine, depinde de situație, doar așa ca să creezi un pic de vâlvătaie. Aia nu-i meseria de jurnalist. Aia poți să o faci în condițiile în care ai cu ce. Da? Sunt atentatele din Statele Unite la 11 septembrie 2001. Acolo sigur că nu mai există știre șocantă. Acolo după ce dai știrea principală poți să te joci cu celelalte șocuri. Că ele sunt evidente deja. Când știe lumea ce s-a întâmplat. Dar nu într-o situație de genul ăsta. Asta e o cârpă de știre. Da? Tu trebuie să dai știrea principală. Asta e meseria ta. Nu că ăla e curios sau nu. Pentru că așa se formează. Asta e datoria ta. E ca și cum profesorul la școală s-ar duce și l-ar preda copiilor numai chiloțeală. Și la urmă se spune, dom'le, dar de ce faci chiloțeală în loc să faci istorie sau economie? Și profesorul spune, păi da, dar asta interesează pe copii, chiloțeala. Da? Așa e și în presă. Nu poți să vii să faci chiloțeală. Trebuie să faci presă. Da? Nu contează că asta se cere. Asta nu e un argument. Să cere. Asta ceri tu, de fapt. Da? Omul, în orice caz, suportă ce-i dai tu. Că n-are încotro. Dacă vede știri bune de calitate, nu o să spună, a, păi da, nu mă mai interesează. Dacă îl obișnuiește așa. Va citi și știri de calitate. Și dacă nu le citește, să fie sănătos. Tu trebuie să-ți faci datoria. Asta e meseria ta. Meseria ta când intri să lucrezi la un site nu este de ciubucar. Da, nu este de circar. A, păi am dat și eu o cioacă. Știu că nu valorează nimic, dar ca să intre lumea pe ea. Da, înseamnă că nu ți-ai făcut datoria. Deci foarte clar, o astfel de știre n-are ce să caute ca titlu. Știrea principală. Nici măcar un minut. Că asta e. Se poate întâmpla și n-are niciun efect asupra meciului. Au întors-o înapoi. Era o știre bună, știți când? Dacă ea ar fi păcălit pe aia. Și la 40-30 ieșea de pe teren Halep, crezând că a câștigat game-ul și nu se mai întorcea. Și aia spuneau, da, bă, dar dacă are dreptate fata? Ia să o lăsăm așa. Și să-mi vină mie site-ul, DigiSport sau un altul, să spună, uitați că ne-am uitat noi la meci, a păcălit, mă, Halep. E, atunci poți să o dai, că într-adevăr e ceva inedit, absolut uluitor. Creează poate și un precedent. Da, ieși când vrei de pe teren și spui că ai avut tu dreptate, dar nu în condițiile astea, mă. Nu în condițiile astea, nu s-a întâmplat nimic. Da.
Da, păi asta am văzut și eu. Evident. 16.000 cupei României, dragi prieteni, în direct, în momentul de față. Meciurile, sigur, sunt televizate de Digi și de Dolce. Ia să vedem cum stăm. Văd un 12-0, dar asta nu-i la noi, în Cupa Moldovei. Șerif Tiraspol conduce cu Codru Lozova 12-0. În momentul de față, meciul se joacă. Se intră în ultimele 10 minute. Luceafăr Oradea a câștigat la Metalosport Galați cu 1-0 și s-a calificat în optimi. Un gol marcat în minutul 65 de Arnăutu pentru Luceafăr Oradea, care este într-un fel continuatoarea lui FC Bihor. Are aceeași siglă cum avea pe vremuri FC Bihor. O văd aici. 1-0 deci pentru Oradea. CFR Cluj a câștigat la Vâlcea după ce a avut doi eliminați. Incredibil. Ene în minutul 70 și Bilelu Mrani în minutul 90 au văzut cartonașul roșu, dar CFR a câștigat la Vâlcea cu 1-0. Gol al franco-algerianului Bilelu Mrani în minutul 11. Spuneam, fostul jucător al OM, în vârstă de 23 de ani, văd aici, are câteva boabe. A marcat cu voluntariu, a marcat la Târgu Mureș. Ăsta e al treilea lui gol pentru CFR, dacă mă uit bine. Pentru OM a marcat o singură dată în ligă, pe vremea lui Marcelo Bielsa, într-o deplasare pierdută de OM la Montpellier cu 2-1. A marcat Bilelu Mrani. Atunci, el n-a jucat la OM decât foarte puțin, în prima echipă. A jucat însă mulți ani la echipa a doua, sau a fost împrumutat. Un exemplu pe la Arles-Avignon, unde văd că a avut un sezon în Liga 2 cu 13 meciuri, dar fără să reușească vreo boabă acolo. Era un jucător talentat la echipa a doua și un jucător de bază la un moment dat în SFA-ul francez. Niciodată însă nu s-a ținut de treabă. Deci un algerian dintre ăsta care nu își vedea de treabă. S-a mulțumit cu puțin, avea clar talent, are și aliură, așa, știe fotbal. Dar n-a pus osul absolut niciodată în viața lui, praful s-a ales de cariera sa. Astăzi însă e o zi mare pentru el, a calificat CFR-ul, practic cea mai bună echipă din România în momentul de față, în ciuda unui rezultat mai slab în ultima etapă. Cea mai bună echipă din România, care se califică așadar pentru optimile de finală. Așteptăm de la ora 18 Asul Poli Timișoara Pandurii și de la 20:45 Sepsi Sfântul Gheorghe cu CSU Craiova. Continuarea 16.000-lor de finală. A uitat un pic pe program. Să le vedem. Târlungeni, Târgu Mureș, Dinamo cu Dinamo 2, Foresta Suceava cu Steaua, Balotești cu Viitorul, Asu Poli Timișoara cu Pandurii, Afumați FC Botoșani, Iașu joacă cu Cugirul. Cugirul este echipa care a pierdut cu 9-0 în primul tur, dar s-a calificat pentru că adversarii au folosit un fotbalist care n-avea drept de joc. Comuna Recea i-a bătut cu 9-0 în primul tur. S-au calificat la Masa Verde, după care în 32-ime au nimerit peste FC Baia Mare, care era direct calificat în 32-im, dar care nu mai avea echipă. Și Cugirul a trecut și de ăștia, a ajuns în 16-im, joacă cu Iașu, echipa lui Eugen Neagoe. Va fi așadar primul și poate ultimul succes al lui Neagoe la Iași. Meciul cu Cugirul, o echipă care de-abia dacă stă în ghete. Clujul așadar victorie cu Râmnicu Vâlcea 1-0. Chindia cu Poli Timișoara. Atenție, aceasta este Timișoara din Liga 1, care joacă cu Chindia Târgoviște. Asu Poli este echipă de Liga 2, cea care joacă astăzi cu Pandurii Târgu Jiu.
Brăila Concordia Nuova Becichere cu Mic ăștia, cu UTA, pardon, cu Astra, au trecut de UTA în 32, mi-au bătut cu 2-1, joacă cu Astra Giurgiu. Sepsi, care a bătut cu 5-1 pe FC Brașov în turul precedent, joacă la Brașov astăzi, chiar la Brașov, cu CSU Craiova. Clinceni Voluntari, este un meci de județul Ilfov. Cetate Deva cu Găzarii. Luceafăr Oradea a trecut de Metalul Sport Galați după ce bătuse pe Sebiș în turul precedent cu 2-0. A trecut și de Gălățeni. Mioveni cu Satu Mare. Mai avem. În fine, suntem în 16, nu este o fază importantă a Cupei României, dar intră echipele de prima ligă. Ăsta este singurul punct de comentat aici. Deocamdată nu sunt surprize, cele două rezultate sunt conforme cu calculul hârtiei. A început și cel de-al doilea meci de la Singapore, turneul campioanelor, grupa roșie. Simona Halep bătut astăzi în două seturi 6-4, 6-2 de Angelique Kerber, adică exact cum câștigase cu Madison Keys în primul tur. Halep a câștigat tot la 4 și la 2, 4-1 pentru americanca de culoare Madison Keys în fața Dominicăi Tsibulcova. Cele două au fost învinse în prima rundă. Keys ar ajunge la egalitate cu Simona Halep la victorii dacă se impune cu Tsibulcova. Însă Halep a învins un meciul direct. Asta ar fi socoteala. Dacă lucrurile rămân așa, deocamdată meciul a început bine pentru Keys, dar am mai văzut în toate celelalte jocuri succesiunile de re-break-uri sunt la ordinea zilei. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors în direct, 6-1 a câștigat Madison Keys, s-a și terminat în câteva minute primul set, partida cu Dominica Tsibulcova, a și început între timp setul 2, cu o grabă pe care nu o anticipam, 26 de minute, 26 de minute durează meciul, 23 de minute a durat primul set, 6-1 pentru numărul 7 mondial Madison Keys. Ne gândim la următoarea variantă, știți că suntem specialiști în calcule, evident. Deci am putea să ajungem în situația în care Keys câștigă astăzi și o bate și pe Angelique Kerber în ultimul meci, iar Halep câștigă cu Dominica Tsibulcova, să avem trei fete cu două victorii și una cu niciuna. Deci, cum să dă aici două puncte la victorie, sau mă rog, se consideră doar victoria, nu-i pe puncte. Și toate trei vor avea două victorii și o înfrângere. Atunci sigur că diferența se va face la set averaj, dar despre asta nu putem să spunem nimic încă, pentru că mai sunt de jucat meciurile din ultima etapă, plus meciul dintre Keys și Tsibulcova. Vedem cum se încheie. În cazul în care Keys câștigă în două seturi, ea ajunge la zero set averaj, pentru că a luat bătaie în două seturi de la Halep. Deci ar fi la 0. O bate, să zicem, pe Kerber cu 2-1. Haideți să mergem mai departe cu socoteala. Pentru că ea trebuie să o bată pe Kerber. Dacă o bate pe Tsibulcova, obiectivul ei ăsta va fi să aducă, să ajungă la două victorii, pentru că altfel n-are ce să facă. Este eliminată dacă Halep câștigă cu Tsibulcova și ea pierde cu Kerber. Și ea, dacă joacă atât de tare, se gândește să o rupă pe asta, trebuie să joace să câștige cu Kerber, este evident. Ajunge acolo, deci va câștiga și cu Kerber în 3 seturi, să zicem. Atunci va avea set averaj plus 1. Am pus la socoteală că astăzi câștigă în 2 seturi cu Tsibulcova. Deci va avea plus 1. Bun, în condițiile astea Kerber cum stă? Ia să vedem, a câștigat 2-1 și 2-0, are deci 4-1, va avea 5-3, da? Va avea plus 2, va fi peste ea. Deci Kerber se califică dacă pierde 2-1 cu Madison Keys. Atenție, va avea plus 2. Iar Simona Halep, care are deocamdată 0, da? Are 0, joacă cu Dominica Tsibulcova. Dacă o va bate pe aia cu 2-0, va face plus 2, numai că
Mai este un calcul. Să se ia doar rezultatele dintre ele. Deci fără Țibulcova. Rezultatele dintre ele. Și atunci sigur că este mai complicat să nu se ajungă și la game-uri câștigate. Pe Țibulcova trebuie să o excludem dacă ea va avea zero. Deci nu mai are sens să o calculăm așa. Aceste condiții, toată lumea o bate pe Țibulcova, asta nu mai intră în calcul. Deci, haideți să ne luăm după rezultatele dintre ele. Deci Kerber cu Țibulcova nu se pune, are 2-0, a bătut-o pe Halep. Ia bătaie 2-1 cu Madison Keys, deci va avea 3-2. Bun. Keys nu se pune meciul ăsta. A pierdut 2-0 cu Halep. Va câștiga, am zis, 2-1 cu Kerber. Deci asta înseamnă 2-3. 2-3. Spre deosebire de Kerber, care va avea 3-2. Deci este oricum peste Madison Keys, iar Simona Halep are deja 2-0. Nu, stai, a terminat, pardon, are 2-2. Ea a jucat cu amândouă. Deci 2-2, s-ar califica Halep, în cazul în care Keys ar câștiga doar cu 2-1 cu Kerber. Se complică treaba dacă e 2-0 pentru Madison Keys cu Angelique Kerber. La scur, 2-1 pentru Keys, deci s-ar merge mai departe Halep și Kerber. Și asta spun, situația americancei este dificilă. Ea trebuie să câștige meciul cu Țibulcova, aici n-are importanță cu cât. E adevărat, dacă Țibulcova pierde toate trei meciurile, nu contează setaverajul cu ea. Să-l câștige pe ăsta, așa, păi trebuie să-i dea 2-0 lui Kerber, în mod normal, ca să se poată califica. Ea fiind învinsă de Halep, măr. Deci are 0-2, Halep are 2-2. Da? E, ce s-ar întâmpla? Atunci cred că Halep s-ar califica și dacă Keys ar bate cu 2-0 pe Kerber. Întrucât atunci Halep și Keys ar fi fix la fel. Ar câștiga un meci cu 2-0 și ar pierde unul cu 2-0. Și Halep are victorie directă la Madison Keys. Deci ar trebui să fie peste ea. În condițiile astea, Kerber, dacă ia bătaie cu 2-0, ăla e... Bă, aducă, și atunci Kerber e tot ca ele. Și ea ar avea 2-0. Pentru că ea a câștigat cu 2-0. Cu Halep ar pierde 2-0 cu asta. Deci 2-2 ar avea toate 3, ar avea 2-2. Iată și această variantă există. Toate 3 ar ajunge la două victorii 2-2. A, nu știu, în cazul ăsta, care ar fi... Chiar nu știu. Mă s-a luat la game-uri, e? Numărul de game-uri câștigate. Tot e mai corect așa decât o loterie. Sau ce, să le iei după clasamentul WTA, a, prostie. Bineînțeles, după ce să le iei? Aici nu sunt cartonașe galbene, nu-i ca la fotbal. Trofeul Fair Play. Să vin după game-urile câștigate. E? Se poate ajunge așadar într-o astfel de situație destul de ușor. Destul de ușor. Pentru asta, sigur, Keys și Halep trebuie să câștige cu Țibulcova. Evident că nu suntem încă acolo, dar am făcut și noi socoteli. Aici e doar 1-0 la seturi. Setul 2 e 1-1. De exemplu, servește Țibulcova. Acum nu s-a întâmplat încă nimic fără break. Setul 2. Slovaca, poate să revină. Să câștige un set n-ar fi nimic, încoată spun. Dacă ea pierde meciul, nu încurcă cu nimic pe Madison Keys, în cazul în care pierde și cu Halep în ultima rundă, pentru că numai așa se poate ajunge ca cele trei să aibă de două victorii și Țibulcova să n-aibă niciuna. Dar este o variantă de luat în calcul, s-ar putea ajunge la un clasament extrem de complicat. Sunt sigur că astfel de socoteli nu sunt făcute și de către comentatorii TV, care doar nu ar fi atât de pasionați încât chiar să intereseze ce comentează. Că asta e problema la noi. Da? Ei fac meseria asta doar așa, dintr-o eroare. Niciunul, nu l-am auzit niciunul, niciodată pe niciunul, făcând socotel de tipul ăsta în timpul unui meci. Asta e meseria lui. Să le facă în direct, să le facă pe hârtie, cum vrea el.
Dar la un moment dat a trebuit să pună problema și așa. Nu se face niciodată, nici la fotbal, nici la tenis, absolut niciodată, din motivul ăsta. Ei nu interesează cu adevărat, nu sunt pătrunși de ceea ce comentează. Locul lor este în altă parte. Sau mai degrabă nicăieri. Și atunci sigur că nu veți avea parte niciodată de astfel de socotel live ca să poți să te uiți. Nu știu. Sau nu interesează. La masculin, în turneul de la Viena, Troițchi l-a eliminat pe Kevin Anderson după ce a pierdut primul set. A câștigat 7-6, 7-5 următoarele două. Feliciano Lopez și Luca Pui sunt la egalitate 1-1 la seturi. În decisiv, deocamdată, francezul conduce cu 2-1, dar fără break. A început meciul dintre Garcia Lopez și Gilles Simon. Spaniolul a câștigat primul game pe serviciu său. Tsonga joacă cu Benjamin Becker, Souza cu Cuevas, Tim cu Meltzer și celălalt Meltzer cu Bautista Agut. Bun, cam atât pentru astăzi, fraților. Ne reauzim și mâine cu această actualitate de continuat. Partidele de cupă peste tot, cupa ligii sau cupe naționale, campionat în Italia și, bineînțeles, socoteli la trofeul campioanelor de la Singapore. Pe mâine!